cea mai bună mâncare vegetariană. Curată! Wow! Și acesta este... România! Cadavrele se văd pe... Și se așteaptă moartea. Mai sal pentru ghidiadă. Așa ceva n-am văzut decât în... Gratuit, practic, samosa asta, când au zis... O să vă ceară peste 100 de euro. Namaste, dragilor! Și acum Bogdan încearcă să negocieze cu un conducător de tuk-tuk pentru a ajunge în centru. Stați aproape de noi să vedeți cum o să sărbătorim Diwali, pentru că este o zi specială astăzi. Practic folosesc fiecare spațiu de asfalt pe care îl găsesc. Ce bine arată, așa-i? India e cea mai faimoasă țară din lume pentru mâncarea vegetariană. Eu mi-am luat din nou Thali, care este mâncarea mea preferată din India și cred că cea mai bună mâncare vegetariană pe care am mâncat-o vreodată. Și eu, după cum bine vedeți, deja am început să ciucolesc pentru că mi-era poftă. Mi-am luat aceeași dosa. Dar ce vreau să vă zicem e faptul că acest restaurant arată foarte, foarte fain și sunt mulți mulți localnici. Până acum nu am văzut deloc turiști, deci hai să explorăm mai mult. Ia uitați cum arată restaurant. Strada asta până la râul Gange este deosebit de frumoasă și curată. Wow, nu-mi vine să cred. Orașul Varanasi este unul dintre orașele vestite și sunt 7 de acest fel în India, dar Varanasi este considerată capitala, cel mai important dintre toate cele 7. Și aceste orașe sfinte trebuie să fie pe lângă un râu, pentru că apa este foarte importantă în cultura lor. Și o să vă explicăm puțin mai târziu de ce. Căutăm o bancă să scoatem niște bani. Banca SBI SBI este cea mai bună pe care am folosit-o noi aici în India. Nu ne-a luat niciun comision cu Revolut. Acum mergem pe străduțe așa foarte, foarte înguste și ce e fain aici sunt aceste picturi foarte, foarte faine pe case ce reinterpretează cumva cultura și religia lor. Ceea ce e foarte interesant aici
E că sunt curate aceste străduțe. Nu știu, duc spre locurile cele mai sacre din, din India și atunci au grijă. Da? Ia uitați. Câte nu găsiți pe aici? Dacă sunteți fotografi de profesie sau aveți o pasiune pentru fotografie, veniți în India. Numai decât. Și acesta este primul contact cu râul Gange. Cum ți se pare? E într-adevăr un wow, e spectaculos. Wow! Ce face frumos sunt aceste păsări. Și oamenii, uită cât ești pe partea alaltă. Yes, madam. Need something? Hello, boss. Where are you from? Romania. Romania. Excuse me, boss. Hello, can I do something about Romania? Yes, thank you. Not now, later. Later, very expensive. Later. Darul este considerat sfânt și, după cum bine vedeți, aici își fac ciobaie, dar în același timp iau și apă să facă un ceai sau o cafea, că e sfânt și totul este pur aici. Da, aceasta este cultura lor, tradițiile lor, nu putem să judecăm. Hai, astea sunt. Vă ziceam că e important să fie pentru orașul sfânt, să fie lângă un râu, deoarece cenușa oamenilor morți o aruncă în această apă. Copiii nu îi incinerează, ci atunci când mor, îi aruncă direct în Gange. Sunt un pic așa emoționată că sunt vreo 3, 4, 5 băieți care se uită la mine într-una. Nu știu ce să mai zic acum. Suntem aici pe aceste trepte care duc la râul Gange. Ce ne-a spus o fată de aici, care era destul de bine informată și foarte, foarte deșteaptă, se știa ceea ce spune și din ce ne-am informat noi, de ce acest oraș este foarte spiritual, pentru că oamenii bătrâni, atunci când simt că mai au foarte puțin de trăit, dar nu toți bătrânii, trebuie să înțeleg faptul că doar cei care au cumva șaselea simț și simt că mai au foarte, foarte puțin de trăit, vin aici la Varanasi. În acest oraș există foarte multe, cum le-am zice noi, azile de bătrâni, dar nu sunt azile, de fapt sunt niște case unde oamenii bătrâni și cei bolnavi, cei care simt că mai au foarte puțin și se apropie sfârșitul lor, vin aici. Totul îi se oferă gratuit și așteaptă să moară, așteaptă să fie incinerați, ce e foarte trist în cultura noastră și așa cum am fost noi crescuți și învățați, e faptul că ei pleacă de acasă, pur și simplu pleacă de acasă, fără să lase un bilet, fără să le spună membrilor familiei, chiar dacă nu contează relațiile care le au cu aceștia, nu contează dacă se înțeles foarte bine sau mai puțin bine, pleacă în unul din aceste orașe sfinte și își așteaptă moartea. Partea puțin, banii, dacă puteți să zice, e cu faptul că dacă acest lucru se întâmplă 7 zile, atunci ei sunt trimiși acasă. Și acesta este locul de incinerare, unul din cele 30 de când am înțeles, ci că filmatul și fotografiatul este interzis, dar miros aici e oribil. Dar până acum n-a zis nimeni nimica. Cadavrele se văd pe rugul acela de lemn cum ard. Incinerarea în cultura hindu înseamnă ruperea definitivă de ciclul infinit al reîncarnărilor. Suntem aici pe treptele unui templu
și avem vedere cu râul Gange, dar și cu acest deal care l-a filmat Bogdan Adineaur, unde se incinerează oamenii. E incredibil, nu știu, eu nu pot să descriu cuvinte, sincer. Cum văd ei, ce relație au cu moartea și cu moartea. Practic aduc oamenii, pentru că am văzut și Adineaur pe stradă, îi aduc pe o targă de lemn cu multe flori, acoperiți într-un voal, într-un material colorat, acoperiți cu flori și îi duc și îi aduc aici. Îi aduc pe acest deal și le dau foc, îi incinerează. Inițial credeam că sunt niște case unde îi incinerează, dar nu, pur și simplu așa, în aer liber. Noi acum inhalăm acest fum de la și vedem cenușa aici pe lângă noi, cenușa oamenilor. E... nu știu, eu sunt fără cuvinte, efectiv. Asta e contactul cu altă cultură și cu altă civilizație. Asta e adevăratul contact. Așa ceva n-am văzut decât în filme, câte o scenă sau la televizor. Astăzi e zi de sărbătoare, se sărbătorește a doua oară în an aici, Diwali, și așteptăm lăsarea serii, pentru că atunci o să înceapă și festivalul. Trecerea de la un gat la altul este blocată de aceste garduri, dar vestea bună e că autoritățile te lasă să treci, poți să sar gardul. Ia uitați! Mira! Bogdan s-a împrietenit aici cu un băiat. Hi! Thank you for all your information. Faza asta chiar îmi amintește de filmele indiene care vedeam atunci când eram micuți. Asta cu bandele. Deci sigur erau ceva secvențe filmate de aici pe la Parada. Ce sunt gaturile, poate vă întrebați? Gaturile sunt acele trepte care coboară la râul Gange, iar cumva în spatele lor se află numeroase străduțe înguste, pline cu magazine de suveniruri, mâncare, tarabe, piețe, etc. Și văd că trecerea de la unul la altul este posibilă și asta e bine. Sar gardul! Deci ce piața de Spania de la Roma? Lăsați-o navi, ia uitați aici! Hi! My name is Bogdan. What's your name? Myself and Gidiadan. Gidiadan. Nice to meet you guys. Wow, câtă lume! Să fie aici de Dev Diwali, e o chestie diversă, e o chestie ce ține de noroc. O barcă destul de ok, pare safe, două persoane, 4.000, jumătate de oră, pentru că azi este Dev Diwali, cum am zis. Și acestea sunt lumânări și uitați cât de multe sunt. Foarte, foarte multe, pe care o să le aprindă odată cu lăsarea serii pentru a sărbători Diwali. Thank you. Vreau să mâncăm? Romania. 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 Aia, Romania e mai rilece. A, Romania e cea rilece? Da. Și Paris mai... San Paris. Oh, lovely.
Ați văzut? Nu vine să cred. No, acum nu știm ce să zicem. Și chiar acum, la apus de soare, cu o frumoasă familie de aici din India, care ne-au luat în barca lor gratuit, practic. M-am tot certat cu domnul acela, certat în ghilimele, spus ca să dau, să plătim, dar n-a vrut să ne ia nimic, a spus că sunt oaspeții lor, să se sărbătorește festivalul de Diwali, care înseamnă rând de lumini. Practic simbolizează victoria luminii asupra întunericului. Și să te plimbi pe acest râu, considerat sfânt, la apus de soare, într-o astfel de zi, este pur și simplu o binefacere a sufletului, nu? Tu ce zici? Da, e într-adevăr o altfel de... E într-adevăr o atmosferă foarte frumoasă, diferită, emoționată, mai ales pentru Vedeți de partea cealaltă a Gangelui, sunt acele luminițe așa, în formă de zip, iar pe nisip oamenii pun lumânări și scriu diverse mesaje. Și pe lângă faptul că ne-au luat gratuit, ne-au și dat apă și ceva dulciuri. Și asta și o samosa făcută în casă. Sper să pot mânca, pentru că e picantă, foarte picantă, și nu vreau să mă fac de râs. Nu? Super bună! Uite, multe lumini, practic toate clădirile au instalat și pe ele, deci nu-i picantă deloc. Samosa asta, când au zis că au făcut-o în casă, am crezut că e gata, e super picant, dar nu-i picant deloc. Super! Diwali sau Deepavali este una dintre cele mai mari sărbători din India. Diwali se sărbătorește timp de 5 zile în fiecare an. Data exactă este marcată de poziția lunii. De obicei se sărbătorește în luna octombrie sau noiembrie. Cuvântul Diwali înseamnă linii de lumânări aprinse. Acesta este un festival al luminilor pe care oamenii îl sărbătoresc cu mare entuziasm. Aceștia își curăță și decorează casele înainte de festival, își decorează casele, magazinele și chiar străzile cu lumânări sau lămpi cu ulei, ghirlande de flori și, nu în ultimul rând, rangoli. Rangoli este o formă de artă a desenului realizat cu pudră colorată și flori. Acestea se realizează pe pământ, de obicei la intrarea în case pentru întâmpinarea zeilor. În unele zone din India, această sărbătoare înseamnă începutul noului an. Președintele George Bush a fost primul care a sărbătorit Diwali la Casa Albă. Renu.
Dim dum da ra da dim da ra ra dim dum da ra da dim da ra dim dum da ra dim dum da ra da dim da ra ra udani da ra ri. În ziua de Deep Diwali, hindușii poartă haine noi, împart cadouri și dulciuri cu familia și prietenii și sărbătoresc alături de cei dragi. Noaptea, clădirile sunt frumos iluminate și se consideră că binele, frumosul și prosperitatea, reprezentate prin anumiți zei, vor intra doar în casele pregătite în această zi importantă. Și aici am ales să închidem acest vlog despre Deep Diwali. Da, așa că zicem tuturor un happy Diwali. Mai era nu știu ce mai. Noi ne-am bucurat foarte, foarte mult de acea mâncare pe barcă. A fost caribată și cred că mergem. A fost foarte, foarte norocos. Da. Un sfat pe care vi-l putem da, îi să vorbiți cu cei de la hotel înainte, să închiriați o barcă dacă vă aflați aici în perioada asta, pentru că dacă nu aveți barcă închiriată, la mal acolo când mergem, cum plănuiam noi, o să vă ceară peste 100 de euro pentru 40 de minute, pe când cu barca închiriată noi am, cred că am stat 2 ore și pe barcă. Probabil, asta foarte, foarte mult. De 3 ore, cred. Nu uitați să vă abonați la canal!